Trebuie să vină raportul. Până atunci o să vedem ce mai spun procurorii, poliția. Mergem mai departe, discutăm despre taxa pe boală. Nu e așa că, uite, în statul ăsta în care doctorii ne spun că sunt spitale ale săracilor, guvernul ne spune că trebuie să plătim taxă dacă suntem bolnavi. S-a inventat boala obișnuită, pentru că s-a scos taxa pe boală după 100 și ceva de zile, de la pacienți cronici, pacienți oncologici, mămici și așa mai departe. S-a lăsat pentru boli obișnuite. E constituțional, nu-i constituțional, ne spune domnul Augustin Zegrean, fostul președinte al Curții Constituționale a României, pe vremea când aveam o Curte Constituțională a României. Bună ziua, domnule președinte, vă mulțumesc mult că sunteți aici. Mulțumesc eu de invitație. Domnule Zegrean, e constituțional, nu e constituțional să rămână o taxă pentru boli obișnuite? Ne spun ei cât de bolnavi suntem și dacă e grav sau nu. Undeva ce înseamnă boală obișnuită, este definită undeva o boală obișnuită? Sunt încadrate boli 0-1, da, răceală, durere de nu știu ce, da. Păi nu sunt obișnuite, 0-1, 0-2, 0-3, da. Nu este normal, pentru că oamenii aflați în situații identice trebuie tratați identic. Deci trebuie, din punct de vedere juridic, sigur, tratați identic. Dacă cel care are o boală obișnuită are 3 zile de concediu medical, îi plătești ca și la cel care are cancer săracul și moare după nu știu câtă vreme, că acum e moare la spitale. Deci nu este o regulă ce au făcut, chiar nu e în regulă, dar nu e prima dată și nu este singura lege neconstituțională în țara asta. Sunt foarte multe. Bun, dar în sine, de la bază, această taxare, pentru că oamenii plătesc oricum contribuție la sănătate, îi mai pui încă o dată să plătească pentru concedii, acesta e... Nu, tocmai asta spuneam, că nu se poate face lucrul acesta, pentru că oamenii aflați în situații egale, sunt în situații egale, că sunt contribuabili, sunt bolnavi. Da. Trebuie tratați identic și la fel. Nu poți să-i tratezi diferit. Și nu poți să, în funcție de boala pe care o are, păi când plătim în funcție de boli pe care o să le avem. Și asta e adevărat. Nu cred că plătim în funcție de boli. Deci nu cred, nu știu ce au fost, de ce au făcut asta, pentru că oricum banii la sănătate nu ajung, nu știu de ce n-ajung, pentru că doar că și rău, e prea mic procentul care plătim, aici o să vă spărați pe lui, te spun asta, în alte țări mult mai mare, dar și pretențiile aici sunt foarte mici față de celălalt, unde se plătește mult, pentru că pretențiile pot fi mari. Deci nu e în regulă ce au făcut. Cred, sper să-și revină, sper să avocatul poporului să sesizeze Curtea Constituțională, să tragă atenția că nu poți să faci chiar ce vrei, pentru că, și eu le mai spun o dată, stat de drept este acela în care cel care dă o lege este obligat să o respecte. Este să respecte legile și Constituția. Și legiuitorul are această obligație. Mulțumesc, domnule Zegrean, foarte mult pentru prezența aici la Politica Zilei.